Amin. Dragi cerice, părinte, iubiți credincioși, dăm slavă și mulțumire Dumnezeu că ne-am adunat și astăzi, în această Duminică a Domnului, la Sfânta Biserică, să aducem Sfânta Liturghie, Sfânta Jertfă, pentru păcatele noastre și ale întregii lumi și în același timp să luăm aminte la cuvintele Domnului. Ați auzit Evanghelia de la Ioan, cum Sfântul Ioan Evanghelistul povestește ce s-a întâmplat după înviere. Și anume, Domnul Iisus s-a arătat apostolilor, dar nu era Toma prezent. Și Toma n-a crezut și a spus acele cuvinte memorabile pe care le știm noi. De nu voi pune degetul în mâna, în urmele cuielor și nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Și peste o duminică s-a arătat Domnul Iisus Hristos din nou și a spus, vino Toma și Ticoi și vezi că eu sunt. Pune mâna ta în coasta mea. N-a mai pus-o, că l-a văzut că e Domnul Iisus și a exclamat, Domnul meu și Dumnezeu meu. Și a spus Iisus, Toma, pentru că ai văzut, ai crezut, ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iubiți credincioși, cuvântul ăsta, care n-au văzut și au crezut, nu se referă la omul care neapărat trebuie să bipăie, ci omul care are dovezi despre un anumit lucru. De aceea, ferice de cei ce n-au văzut, dar au crezut, dar ce, pe ce bază au crezut? Pe ce bază credem noi în Iisus Hristos? Credem pentru că avem Sfânta Scriptură. Credem că marturii oculari, care au fost de față, l-au văzut pe Iisus în viață. De aceea credem, adică credem, nu înseamnă că nu avem dovezi. Pentru că Apostolul Petru spune ceea ce noi am văzut. Ochii noștri au văzut, urechile noastre au auzit și mâinile noastre au pipăit. Acesta vă vestim. Deci vă vestim adevărul și noi credem pe baza acestui adevăr. Și pe baza mărturiei sufletelor noastre, că Dumnezeu a spus, iată, eu sunt cu voi până la sfârșitul veacurilor și ne împărtășim și ne spovedim și primim har și Dumnezeu ne luminează, ne ocrotește, ne conduce viața. De aceea credem. Credem pentru că e rațional să credem. Credem pentru că este adevărat. Credem în Scriptură pentru că nu minte. Câte cărți mincinoase nu s-au scris de-a lungul istoriei, câte învățături false, care nu s-au adevărat. Dar Sfânta Scriptură de 2000 de ani, omenirea, cum spune Eminescu, crește la umbra biografiei lui Iisus Hristos. De aceea, credem, pentru că se cuvine să credem după adevăr. Știți că în comunismul ateist s-a spus că e scris în Scriptură, crede și nu cerceta. Sau că scrie Scriptură, cred pentru că este absurd. Și gogorița asta a prins la mulți oameni leneși, care le lene să citească Scriptura. Se vadă că nicăieri nu scrie lucrul acesta. Ci din potrivă Iisus spune, cercetați Scripturile. Deci nu crede și nu cerceta, ci cercetează. De aceea, iubiți credincioși, trebuie să încercăm să demolăm această lucrare satanică, drăcească în lume,
prin care se crede că cel care crede în Dumnezeu n-are dovezi. Și că cei care nu cred în Dumnezeu, aceia se bazează pe adevăr și pe știință. Din această cauză s-a ajuns la un lucru demonic pe fața Pământului, ca oamenii să nu își dea seama de cel mai mare adevăr posibil în această lume, în Univers, și anume că este Dumnezeu. Că Dumnezeu ne-a creat cu chipul și asemănarea Sa, că a creat Universul, natura pentru noi și că noi suntem legați de natură și suntem legați de Dumnezeu și nu putem fi fericiți decât cu Dumnezeu și în Dumnezeu. Cum spune Apostolul Pavel, când a mers la Atena, la învățații de acolo, zice, în Dumnezeu ne mișcăm și suntem. Noi ne mișcăm în Dumnezeu și suntem în Dumnezeu, că Dumnezeu este atot prezent. Ce putem și noi despre Dumnezeu e ceea ce dovedește știința, adevărul, viața noastră, că Dumnezeu există. Dar cum este Dumnezeu? Cine este Dumnezeu? Putem noi să știm? Nu putem, că Dumnezeu are și taine, cum fiecare om are și el taine în inimile lui. La fel sunt taine. Așa se povestește că Sfântul Augustin și-a pus el în cap, în gând, să scrie o carte despre Sfânta Treime, despre Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, și se gândea cum să o scrie și s-a retras așa dintre oameni, era pe malul mării, se gândea cum să o înceapă, cum să o scrie. Și, la un moment dat, era un copilaș acolo, care făcuse o gropiță mică și căra apă din mare în gropița lui. Și a zis Augustin, ce faci, măi copile, acolo? Și zice, car marea aici. Măi, păi, tu poți să cari atâta apă, măi, în gropița aia micuță. Păi, dar tu cum poți crede că poți cuprinde Dumnezeirea în mintea ta omenească? Era un înger. La fel și noi, iubiți credincioși, noi nu trebuie să facem pe proști și să nu devenim proști. Cum cred unii că smerenia înseamnă prostie, nu e adevărat. Smerenia înseamnă inteligența inteligenței, înțelepciunea cea de săvârșită, pentru că Iisus a fost smerit și că oamenii nu pot trăi și nu pot avea iubire decât dacă sunt smeriți, pe când dacă fiecare e egoist, e capsoman și fiecare vrea să stăpânească, atunci ne transformăm în diavol. Ne asemănăm cu Satana care a vrut să se așeze în locul lui Dumnezeu. Iar Iisus ce spune? Învățați de la mine că sunt blând și smerit. Voi ziceți că eu sunt Domnul și Învățătorul vostru. Știți la cine ați arătat? Păi dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, vă spăr picioarele și sunt ca unul care slujește, și voi trebuie să vă spălați picioarele unii altora. Că iată, eu sunt ca unul care slujesc, de aceea la voi așa să fie, cine vrea să fie mai mare, să fie slujitorul celorlalți. Nu e așa? Nu spune Iisus așa. Desmerenia, iar orgoliu, trufia, oamenii ăștia, dictatori, care nu-i mai încap pământul, care vor să acapareze pământul lui Dumnezeu, dat pentru toți oamenii, să acapareze funcții, să fie mari și tari, sunt de la diavolul și-și adună suferință veșnică. Pentru că, iubiți credincioși, păcatele acestea nu sunt minore, ci sunt capitale și n-au liniște și pace. Și de a ajunge mare și tare, un om bolnav, de exemplu, de bani, de avere,
Tot nu e mulțumit că nu e ca Bill Gates sau că nu știu ce. Și un conducător de popor, tot nu e mulțumit că nu e la cel mai mare stat și așa mai departe. E bolnav dintr-un fie. De aceea noi nu putem avea pace, liniște în sufletul nostru, fără smerenie. De aceea să nu uităm cuvintele care ne spune Iisus, să învățați de la mine, că sunt blând și smerit cu inima și veți afla o dignă, adică pace, liniște, fericire în sufletele voastre. Nu e, fraților, al păcat. De aceea, smerenia nu înseamnă prostie, ci înseamnă înțelepciune. Om luminat la Dumnezeu, femeie luminată la Dumnezeu. Iar cel bolnav de trufie, spune Scriptura, că e plouă zilnic cu urăciune. N-are, are lumină și se îmbolnăvește. Și la ficat, și la minte, și așa mai departe. De aceea noi, creștinii, trebuie să ne ferim de lucrurile acestea și să fim înțelepți. Iubiți credincioși, foarte pe scurt, hai să vedem noi în Sfânta Scriptură câteva exemple. Ne cere Dumnezeu să căutăm adevărul sau nu? Ne cere Dumnezeu să învățăm sau să nu învățăm? Ne cere Dumnezeu să cunoaștem Universul sau să nu cunoaștem? Că mulți spun, biserica e împotriva științei. Unde, Domnule, când cei mai mari oameni de știință au fost credincioși? Sunt și mulți oameni de știință necredincioși, dar e treaba lor. Dar nu înseamnă că cel care e om de știință trebuie să fie necredincios. Pentru că Einstein spunea că din cercetarea naturii se dovedește o inteligență superioară omului. Newton nu zicea niciodată cuvântul Dumnezeu dacă nu se descoperea. Avea respectul față de Dumnezeu. Pasteur, vă mai spuneam eu că era toată ziua la biserică cu urmânarea mână. Și ce a zis până la urmă populația, că era academician. Domnul academician, pe dumneata, cu atâta carte te porți ca un țăran galez. Și măi, eu mă porc ca un țăran galez pentru că am învățat mult. Și dacă aș învăța și mai mult, mă purtam ca o țărancă galeză. Săracele, adică femeile, se oleacă mai atașate de biserică și de rânduială decât bărbații. Deci, iată, și la noi contă oamenii noștri de știință, Udopleja sau doctorul Paulescu, care a spus, omul de știință nu trebuie să spună crede în Dumnezeu. Omul de știință adevărat trebuie să spună eu știu că există Dumnezeu. Și el, în cartea sa, noțiunea de suflet și Dumnezeu în fiziologie, demonstrează că Darwin, care a spus că s-a născut lumea așa din întâmplare și evoluția speciilor, spune, e o carte neștiințifică pentru că nu aduce nicio dovadă. Auziți? Nicio dovadă. Pentru că zice că omul din maimuță, dar maimuța a rămas tot maimuță, câinele tot câine, omul om. Deci unde e evoluția, fraților? Nu este. Ci așa a creat Dumnezeu omenirea. Și plantele și animale. De aceea trebuie să admitem existența lui Dumnezeu. Ei bine, să vedem câteva texte. Și anume, când a creat Dumnezeu pe Adam și Eva, i-a creat cu chipul și a asemănat Dumnezeu de a da minte. De ce le-a dat minte? Să nu o folosească? Le-a dat minte și de aceea avem minte și vor răspunde la judecată că Dumnezeu le-a dat minte să raționăm, să analizăm, să judecăm lucrul ăsta e bun, lucrul este rău. Când spune Iisus să nu judeci pe altul înseamnă să nu-l condamn, dar să nu judeci, adică să nu-ți folosești mintea, să fii prost, să fii tâmpit, asta las cu Dumnezeu. Și spun cei care nu-și dau seama ce vorbesc, pentru că iată o să vă arăt câteva dovezi, chiar la începutul lumii, când i-a spus, a creat pe Dumnezeu pe Adam și Eva, ce a spus? Creșteți și vă mulțiți, umpleți pământul și îl stăpâniți.
Păi cum să stăpânești pământul? Animale, plantele, văzduhul, fără minte. Și zice că l-a pus pe Adam să pună denumirea plantelor și animalelor, prima dată. Și de asemenea, aș vrea să vă citesc din Cartea Plintelor, unde spune așa, la capitolul 25, slava lui Dumnezeu este să ascundă lucrurile. Slava lui Dumnezeu este să ascundă lucrurile. Iar mărirea regilor este să le cerceteze cu deamănuntul. Auziți? Dumnezeu ascunde lucrurile. De ce? Să le căutăm noi. Să ne exercităm mintea, chipul și asumarea Dumnezeu în noi. Slava regilor să le cerceteze. Aici prin rege. Să nu zicem că eu nu sunt rege și trebuie să nu citesc, să nu învăț. Ce-a făcut Dumnezeu cu omul? Ce-a făcut cu el? Ce l-a pus pe el să fie pe pământ? Rege! Deci orice om, orice bărbat și femeie, sunt un fel de rege, cu chipul și asemenea lui Dumnezeu. De aceea, slava lui Dumnezeu este să ascundă tainele, iar noi ce să facem? Să le cercetăm, fraților. Deci, oprește Dumnezeu cercetarea? Spuneți. Înțelepciunea lui Solomon spune așa la capitolul 15. A te cunoaște pe tine este dreptate desăvârșită și a ști puterea ta este rădăcinea nebunirii. A cerceta natura, a cerceta pe Dumnezeu, a cunoaște pe Dumnezeu și puterea Lui este rădăcina nemuririi. Vă mai citesc un text. Și anume, înțelepciunea cărturarului se pe încet se câștigă și cei care nu iau aminte prea mult la gripele vieții se va înțelepți. De ce înțelepciune se va umple cel care ține plugul și se pălește cu mânuirea boldului, care mână voi și sine, își trece viața cu ei și vorba nu este numai despre viței. Tot gândul lui este cum să întoarcă brazda și privegherea lui va fi despre hrana boilor. La fel este orice dulgher sau zidar. La fel cel care sapă săpături de pe ceți. Gândul lui este cum să schimbe chipurile. Inima sa se va sili ca să asemene desenul și privegherea lui ca să săvârșească lucrul. Toți aceștia, într-un mâinile lor nădăjduiesc și fiecare meșteșugul se află înțelegător. Fără de aceștia nu se zidește cetatea. Nici nu vor locui, nici nu vor umbla cei din cetate. Dar la adunare nu vor trece mai sus și așezând mântul judecății nu este pentru ei. Nici vor avea arătat dreptatea și judecata. Și în pilde nu se vor pricepe. Auziți? Cu ce înțelepciune se umple cel care numește plugul? Vrea să spună Dumnezeu ca să nu lucrăm pământul? Sau să nu câștigăm din muncă cele necesare întregului? Vrea să spună altceva? Să nu te ocup numai cu aceea. Să fii înțelept, să cauți înțelepciunea. Să cauți pe Dumnezeu, să cauți adevărul. Deci înțelegeți dumneavoastră, oprește Dumnezeu știința. Suntem de acord cu ceea care zice, nu trebuie să citești, nu trebuie să știi. Să fie sănătoși la judecată, cum va fi? Ne cere Dumnezeu. Vă mai dau un text din Noul Testament și anume, spune Iisus, nu judecați după înfățișare, după aparență. De atâte ori am fost și suntem mințiți. Din cauza asta, uite ce ne spune Iisus. Nu judecați după aparență, ci judecați
După dreaptă judecată, spune Dumnezeu să nu judeci, adică să nu-ți folosești mintea. Tot Domnul Iisus spune în Evanghelia la Ioan, capitolul 17, aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis. Ați auzit? Aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus pe care l-ai trimis. Aceasta e viața veșnică. E raiul. De aceea cunoaștem prin dar Dumnezeu, dar și prin slăduința noastră, prin rugăciunile noastre, prin citirile noastre din Sfânta Scriptură. Și vă mai dau un ultim text, care